okay, there's nobody pushing me. Care să și vedem. Vă rog să desigilați acest test. Sunt testul de calitate. Nu este chiar atât de greu. Da? Pot și explic? Da? Da? Vreau să scoateți acțiunea polițiștilor are rolul de a-i depista pe șoferii care au consumat stupefiante. Este o activitate de prevenire a accidentelor pe fundul consumului de alcool, droguri, substanțe denumite generic etnobotanice, desfășurată împreună cu lucrătorii serviciului rutier în cadrul biroului rutier IPJ Constanța. Acest test este o noutate pentru țara noastră, ca să spun, s-a aplicat prima dată în București, se aplică în Constanța. Este un test foarte rapid, este un test foarte eficient, în care se pot depista mai multe tipuri de droguri, plus consumul de alcool. Este un test ce ne arată cu exactitate și într-un interval foarte scurt de timp, dacă conducătorul auto se află sub influența vreunui tip de drog la volan. Polițiștii spun că astfel de acțiuni vor avea loc toată vara în stațiunile de pe litoral.